Suntem din nou la Cutia Minciunilor. De data asta o invitată cu care am așa foarte multe amintiri. Da. Marga, bine ai venit. Bine te-am găsit. Sunt fericită să te revăd din nou, dragul nostru prieten. Ideea e în felul următor, că pe rând vom lua câte o cutie și vom încerca să ne mințim, să ne trombonim, înțelegi? Iar la final eu o să te întreb: Marga, spune-mi ce ai acolo. Și tu poți să alegi să spui adevărul sau poți să minți. Iar eu voi vedea dacă pot să te citesc sau nu și să intuiesc că ai spus sau n-ai spus adevărul. De obicei prefer să merg în calea adevărului. Adică să fii sincer. Da, nu vreau să fiu mincinoasă. Ce strategie ai adoptat, Marga? Ce strategie? Prefer adevărul, este mai bun. Adevărul. Atunci, Marga, te rog să alegi o cutie de la 1 la 9 și să-mi spui adevărul. Da? Cât să aleagă? 1, 7, 4, 1, 3, 4, cât? 1, 4, 5, 6. Hai să fie 6, că eu sunt născută pe data de 6-a-8-a-1992. Hai! Mamă, da! Hai, mamă, deci ce teatru are în ea? Ce teatru are în ea? Măi, dar ce udu! Fii atentă, lasă cutia, înainte să deschizi cutia. Știi că avem o pedeapsă la proba asta. Cine pierde, pierde. Pedeapsa este că va trebui să mănânce lăcuste! Nu cred, n-am cum niciodată în viața mea. Eu nu mănânc nici măcar pește, nici măcar calcan. Nu mănânc, dar să mănânc lăcuste, domnule. Deci crede-mă că e dorada lăcustelor ce avem noi aici. Asta e lăcustă din aia care bâzâie? Aia care țup-țup-țup sare. Cu mine astăzi, te rog, Iisus. Hai! Să deci dacă nu, te-ți mănânci toate răcustele alea. Da, măruță, să ai poftă. Dar toate. Să ai poftă. Măi, dar ce? Da, da, e ceva greu, mișcă. Sensibilizat atât de tare. De când îmi doresc? De când eram micuță, jur, îmi doresc așa ceva. Stai că Marga e un tip de concurent nou aici la Cutia Minciunilor. Deci e antrenată într-un fel anume. Nu-mi prea dau seama cum stau lucrurile. Hai să te întreb. E de mâncat? E atât de frumos. E de mâncat? E foarte frumos. De mâncat? E incredibil. Dacă vrei de prea mare drag, poți să-l și mănânci. Dacă vrei. Tu ai mâncat vreodată așa ceva? Poate în vise, nu știu. Adică n-ai avut posibilitatea până acum să faci rost de așa ceva? Dar îmi doresc de când eram mică. Doar că n-am avut ocazia să fac asta. Nu mi s-a îndeplinit dorința. Viorica de la Clejai? Dar poți să-l pup, știi, dacă vrei. Poți să-l pup. Băi, deci Marga e în altă ligă. Deci Marga joacă în altă ligă, oameni buni. Dai un pic. Spune-mi dacă e din plastic. E cald. E cald, e sincer. E plastic? Dacă ești rece, e sincer. Nu e plastic. E de mâncat? E foarte natural. Viorica are așa ceva acasă? Mami? Nu prea, nu cred. Nu. Dar Ioniță? El s-ar putea pe la bunici, pe la bunicii mei. Deci e ceva din vechime. E ceva extraordinar. E ceva terific. Ideal, aș putea spune. Este foarte, foarte natural. Măruță, e foarte autentic. Hai să vedem, Marga. Te rog frumos să-mi spui ce ai acolo. Știi ce am aici, Măruță? Un bibelou. Mi-am adus aminte de bunica că avea foarte multe bibelouri puse pe vitrina aia ei frumoasă. De-aia am fost atât de emoționată și m-am sensibilizat foarte tare și chiar nu vine să plâng, jur. Jur că eu te cred. Deci eu chiar cred că ai dreptate. Eu chiar cred că ai un bibelou acolo. Da, așa este. Ia, ridică să văd. Bibelou, bibelou, bibelou. Thank you.
E tare, frate! Deci e tare, Marga! Deci m-a făcut, ha? M-a făcut clasa întâi! Hai să vedem, Marga, ai 1-0, stai un pic, jocul continuă! Ce să aleg de la 1 la 9? Cât? 7! Bine, mă, 5! Miroase? Ce? Miroase? Da. Ai simțit? Da. Da, miroase. Wow! Wow! Jucăm dur! Vrei să-mi spun ce? Da. E ceva ce cred că tu mănânci în fiecare zi, Marga. De obicei mănânc spaghete și chinezesc. Păi e asiatic și poți să-ți faci spaghete. Urechi de lemn? Stai un pic să văd dacă are urechi. E cumva verde? E verde, da. Haide că e roșu. Nu, e verde. E verde și are o căciuliță albastră. Pe bune? Da. Da, 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 da. Este din plastic? Nu, e ceva din material și ceva din legume, fruct, ce vrei. Are buze? Are. Albe. Stă cu mâinile așa? Stă cu mâinile pe lângă el. E timid. Dar ce face? Stă. Stă? Stă de bune, nu stă? Dar e foarte bun pentru tine la dietă. Da, mă zic, vrei să zic da sau ba? Ar putea fi un praz sau un morcov? Praz sau morcov sau... Hai, spune-mi! Vrei să spun? Vreau să-mi spui adevărul. Dragă Marga, pe masă se află un pepene roșu cu o căciulă alb-albastră în cap. Ți-am zis, e la dietă, la cură. Un pepene roșu... Uite-te la mine, dragă Marga. Cu o căciulă albă în cap. Am mințit sau am spus adevărul? Ai spus adevărul. Așa e. Yes! Am câștigat 1-1! Meciul se joacă! Haide să mergem mai departe! E ultima probă. Cine va pierde va mânca lăcustele. Da? Toate? Hai jumate, că e 1-1. Hai. Hai să iau pe 8. 8. Aaa, nu e bine? Cam greu da, ăsta. Da, e greu, Mișc, ai avut acasă. S-ar putea să câtă vrăjeală ai pe tine. Dar cam greu. Da, așa e, Marga, e sunt foarte greu. Sunt o finuță și l-am cărat cum da, trebuie. Hai, zi. Hai, lasă-mă, nu cred, mă, frate. Doamne! Deci dacă vezi ce am aici, nu poți să-ți dai seama. Deci, nu ai cum, nu există. Nu există. Chiar nu există așa ceva. Chiar n-am văzut pe nicăieri pe bune așa ceva. Jur. Nu se poate. E de mâncare? Da. Da? Jură tu. Da, jur. Jur pe verde. Poți să mănânci de zi. Și ai mâncat vreodată așa ceva? Da, că eu mănânc în fiecare zi, de dimineață până seara, nu stop. Deci îl compătimesc pe la care o să fie iubitul tău. Din vorbe îl faci, jur. Probabil de aia sunt și singură. Din vorbe, din clipitul ăla de gene așa. Din vorbe. Și se poate găti, cred că, foarte ușor, dar trebuie să te pricepi, să fii bine. Să priceput. Eu Marga, spune-mi ce ai acolo și hai să vedem. Să se termine calvarul ăsta, să vedem cine va mânca lăcustele. Păi am o salată de fructe. O salată de fructe? Dacă vrei să mă crezi bine, dacă nu, nu, rămâne la intuiția ta. Păi te-am mai crezut odată și m-am păcălit. Păi știu cum e. Când te arzi odată, cum era vorba aia, sufli și în iaurt sau nu știu cum. Deci tu spui că ai o salată de fructe? Dacă te-am spus că mănânc fiecare zi. Cine mănâncă lăcustele, eu sau Marga? Are și roșu, are și portocaliu, are și verde. Băi, eu cred că mă minți. Mai gândește-te. M-am gândit bine, cred că mă minți. Nu cred. Ia, să ai poftă. Este, m-am câștigat! Hai,
Haide, Marga, te rog frumos. Nu cred, n-am cum niciodată așa ceva, Doamne ferește. Haide, Marga. Cum să mănânc așa ceva? Hai că stau lângă tine. Doamne, vine aici. Dar n-am cum, dar n-am mâncat. Da, e Marga. Măi, dar vrei eu... cu furculiță? Peggy, ai o furculiță? Uuuu, miroase a spray de gândaci. Da, asta e... Cum e delicatese. Și e prăjită sau e? E cu tot, cu tot rumenită, tot ce trebuie. În ulei? Nu. Dacă mor. Asta e, Marga, n-a murit nimeni că am mâncat niște lăcuste. Se da. Poate mânca așa ceva? Da. Uite, avem și lăbuie. Dar e proaspăt? Avem. Da, mă, sunt proaspete, abia au intrat la supermarket. Și de când le-a prăjit? Uite. Nu cred că mănânci și tu? Păi nu, că eu n-am pierdut. Haide, hai, hai, Marga, hai. N-a, cum să mănânc? Haide, Marga, hai. Hai. Miroase a picioare. Da, păi... Miroase-o și tu, i-ai mirosit picioarele, de-aia miroase a picioare. Dar știi că eu am probleme cu stomacul, am gastrită. Lasă, că n-are nimic asta. Hai. Aaa, nu cred! Trebuie să o înghit? Da. Nu cred! Haide! Gândește-te că ești la cel mai tare restaurant chinezesc din lume. Cum să fac să înghit? Așa, mai este și mănânci, hai. Hai, mă, femeie, odată. Hai. Hai, mestecă. Hai, fac, fac. Hai, 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 hai. Nu, hai, mestecă, mestecă, Marga, hai că pot. Hai, mă, mestecă-le. Vezi niște lecuste, pur și simplu. Hai. Hai. Marga, la bine și la greu vrei să mănânci din lăcusta mea? Hai. Așa. Mestecă, 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 sunt bune. Mă, nu-mi pasă de rău. Nu mai mănânc, nu mai pot. Da, mănânc, hai. Da? Da. Hai, mă! Nu cred că am mâncat așa ceva! Nu cred că am mâncat! Hai, 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 hai! Nu încep să ne vrăjești pe noi, nu stii ca rujul, hai! Eu n-am mâncat niciodată în viața mea nici măcar pește, pește! Da, lasă, era cazul să mai schimbi și tu felurile de mâncare. Doamne, doamne, nu pot să cred că am făcut asta. Oameni buni, am jucat în altă ligă astăzi cu Marga, dar m-am ținut tare și am câștigat cutia minciunilor!